Ciocana Chișinăului, cu arhitectură sovietică, grădinița Norocel, cu potcoavă ca simbol, cu oamenii noștri superstițioși și cred în noroc. Doar că nu prea au avut noroc grădinița asta. Tot spațiul ăsta mare dintre blocuri, mai la deal de primul Kaufland din Chișinău, a devenit atrăgător pentru business-ul bisericesc și iaca și-a înălțat crucea, simbolul torturii în antichitate, și vor să facă business, biserică, mănăstire, ceva. Și se pare că aleșii poporului, socialiști, comuniști, liberali, nu știu cine, au avut majoritate în consiliul local, le-a permis să facă aici locaș de cult, care, atenție, nu-i păzit de bojica, e supravegheat video, așa spune următoarea inscripție. Nu se mai satură ăștia de terenuri și iau taman de la spitale, de la școli, de la grădiniță. Biserica întotdeauna a fost împotriva educației în evrea, mioare, blânde și docile. Dar chiar așa? Acces interzis. Da, acum l-ați privatizat. Și aduceți Volga aici. Două mașini sovietice Volga cu numere vechi de Chișinău, când Chișinău era reședință de județ. Și aici o să înalță încă un locaș de cult. În loc să facă ceva, un spital, o policlinică, centru sportiv să-și întrețină nația sănătatea, o să fac afacere bisericească. Poporul e tare evlavios. Nu știu dacă mai poate fi revizuită decizia, dar măcar pe viitor, oameni buni, luați-vă în mâini și socotiți rațional ce e mai necesar și mai util. Iată, când vine un asteroid sau un virus, o școală, un spital, un centru de sport ca oamenii să-și fortifice sănătatea, sau o biserică, o mănăstire la care să vină să se închine, să roage și igiene, să mănânce din aceeași linguriță, ritualul numit împărtășanie, pupi mâna popie și moaște, să bea gheazmă din robinet sau din butoi în care s-a scaldat popa. Eu știu răspunsul, dar voi îl știți?